Da, mă, băie și fete, și mai e puțin și vine Crăciunul. Noi ne apucăm frumos de treaba aici. Îi, hai să vedem. 4-4. Da, da, încă e perioada sărbătorilor și ne punem pe treabă, nu? Of, Doamne, hai să dăm drumul la treabă. Cine gândea ca primul joc din era UI Games să fie click-click, nu fac nimic? O idee genială aș putea spune, nu? Stai. Cum adică nu pot face nimic? Adică nu fac nimic, pe bune? Șara Pileană! Așa că hai să dăm drumul la treabă să vedem ce iese. Păi în primul rând... da, să tragem copertina. Pentru că noi vampirii nu suportăm chestia asta. Și începem printr-un nou proiect. Îl vom denumi... Cred că o să-i pun o denumire foarte, foarte complexă. Să-mi amintească de el, să știu că ăsta e un proiect foarte important, știi ce zic? Adică o să pun un nume... Și începem prin a crea un folder bangles aici unde o să-mi pun eu chestiile mele, bineînțeles. Acum că avem folderul, ne mai trebuie să... micuneltele, zic, nu? Și vom desena un cookie, da, pentru că pe ăla îl vom apăsa, nu? Hai să vedem ce iese. Acum că avem cookie-ul desenat, îl vom trece în Unity, pentru că de aici îl vom adăuga în joc. Îl tragem frumos în folderul, ăsta Bangos și magia se va întâmpla în scurt timp, pentru că îl vom adăuga. Așa, îl tragem frumos aici, îl punem pe ecran. După cum se vede, apare pe ecran, dar nu e ceea ce chiar îmi doream eu, pentru că... O să vedeți, nu o să se vadă bine pe camera telefonului, trebuie să-l fac un pic mai mic, să ajustez pentru toate telefoanele, pentru că unele au dimensiunea mult mai mare, iar celelalte nu. E bullshit, oricum. Dar îl vom, nu știu, îl reajusta. Aici nu am observat că telefonul e cu susul în jos, dar nu e nimic, pentru că vom rezolva această problemă, vom face fundalul alb sau negru, nu știu ce să zic. Cred că o să-l facem undeva un alb spre un gri, Rămâne un gri așa, mai ca fundal. Și avem cookie-ul. Acum că avem cookie-ul și pe joc, trebuie să-l facem apăsabil, nu? Dacă există acest cuvânt, dați un picuț. A, da? Acum că avem jocul și cookie-ul, tot ce trebuie să mai facem e să scriem niște cod. Voi pune niște eventuri, că atunci când apeși click pe cookie, gen, să-ți crească un scor. Așa că am creat acest public void, click-click, pe care îl voi adăuga în buton ca să facă ceva, nu? Așa că punem un debug de ăsta, ca să vedem că atunci când apăsăm pe cookie, el efectiv să-mi... Plictisitor! Ok, ok, gata, calm, gata, trecem de partea asta plictisitoare. Ceea ce trebuie să facem în continuare este să adugăm o melodie, o ceva de fundal, pentru că nu ne permitem să ne cumpărăm, o să găsim ceva gratis. Îl tragem frumos aici și... Bam, avem melodia. Ok. Acum că avem totul la îndemână, vom încerca să vedem dacă funcționează ceea ce am scris în cod și, după cum se vede, funcționează. Deci, click-click, cam face ceva, deși nu face nimic, dar funcționează așa cum mi-am dorit. Bun, ce vom face în continuare este să animăm
pentru că, na, ar fi prea boring să nu se întâmple nimic, nu? Ok! Ok, se zice că avem deja animația, ce ne mai trebuie? Scorul, da. O să facem un scor, vom adăuga un text pe care îl vom pune undeva sus, dar nu chiar sus, pentru că, na, iPhone-urile, din păcate, au acel bretonaj și trebuie să-l pun un pic, să-l poziționez un pic mai jos. Iar ăsta va fi scorul, aici se va contoriza apăsările noastre, pentru că de ce nu? Iar în continuare voi testa pe mai multe dispozitive, cum ar fi Samsung, Nexus sau diverse telefoane, să văd cum ar arăta acel scor și pe ce dimensiune, adică care este diferența la fiecare dimensiune, pentru că da, fiecare telefon are propria sa dimensiune. Fuck it. Ok, noi ne-am făcut că am animat până acum, dar noi nu ne-am animat de fapt nimic. Așa că vom crea un nou folder cu animații și vom face o animație pentru atunci când vom apăsa cookie-ul. Da, mi-a luat ceva timp să fac chestia asta, dar într-un final, după o oră, mă gândesc, am reușit să fac animația. Șara. Bine, există o problemă, pentru că dacă vă uitați la scor și la animație, nu se sincronizau, așa că a fost o bătaie de cap și de aceea a durat o oră, nu pentru că aș fi eu prost la a face jocuri. Ce numeți sunteți. Așa că rezultatul final, până la urmă, mi-a ieșit. Bun, avem jocul acum, ce ne mai lipsește? Oh, da! Credeți că o să las jocul să fie atât de simplu? No, voi adăuga foarte multe secrete. N-am zis nimic, n-am zis nimic. În timp ce filmez acest episod, jocul nu este gata încă, așa că eu voi continua să lucrez la joc și îl voi publica. Bineînțeles că o să public jocul înainte de a posta acest videoclip ca să-l puteți descărca. Îl găsiți pe Magazin Play momentan și cred că și pe PC. Cred că o să fie și de PC. Dacă văd multă cerere, o să-l bag de aici, o să vă arăt unde îl găsiți. Pe Magazin Play, cum trebuie să scrieți. Dar o să vă las și un link în descriere, bineînțeles, și o să-i fac eu promovare. Vedem noi acolo frumos să ajungă cât mai departe. Dacă îți place, nu uita să-l dai și prietenilor tăi și să zbui de acest canal, pentru că m-ar ajuta enorm de mult. Ne poți găsi și pe Instagram, Yoi Games, dar și pe TikTok, bineînțeles. Vom posta regulat și vom face jocuri cât mai handicapate și în continuu le vom adapta pe cele actuale, pe cele care urmează. Și sper să vă placă, pentru că dacă nu vă place, știu unde stați, aveți grijă. Sper să dați un like și să vă abonați acestui canal. Sper că vă place acest proiect, pentru că e făcut cu inimă și cu suflet și cu pasiune. Oh, vă rog, dați subscribe. Okay.